Obiectivul general al proiectului implementat de către Asociația pentru Dezvoltare Locală ADL Progres Dumbrava Roșie îl reprezintă dezvoltarea structurilor economiei sociale din regiunile nord-est și nord-vest prin implementarea unor servicii adecvate de ocupare și activități generatoare de profit pentru a ajuta persoanele excluse social să se integreze pe piața muncii. Președintele Asociației a prezentat pe larg toate obiectivele specifice în cadrul unei întâlniri care a avut loc miercuri 28 ianuarie, în sala de ședințe Ion Creangă din incinta Consiliului Județean Neamț. Lansăm un nou proiect în activitatea noastră. Sperăm să fie un proiect de referință și pentru comunitatea sau comunitățile din regiunile nord-est și nord-vest. Este o onoare, dar și o mare răspundere, pentru că prezentându-vă ceea ce facem noi sau ceea ce ne propunem de fapt să facem noi, ne obligăm în același timp să venim la dumneavoastră și la final, când să vă arătăm ce am făcut în cadrul acestui proiect. Doresc să vă adresez un mesaj din partea instituției prefectului, deoarece în momentul desfășurării acestui eveniment are loc și evaluarea Departamentului pentru Situații de Urgență, la care participă domnul subprefect alături de membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență în sala alăturată de videoconferințe, iar domnul prefect Ioan Vlad Angheluță, împreună cu șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență, participă la București. La eveniment au participat reprezentanți din instituții județene de profil, colaboratori și parteneri, primari, ONG-uri și alte organizații. Grupul țintă al proiectului îl reprezintă cele 224 de persoane, de la care se speră că vor absolvi un curs de formare profesională peste 35%, respectiv 79 de persoane. Este un proiect strategic, se va derula în regiunea nord-est și în regiunea nord-vest. Și vom avea un set de activități integrate, începând de la consiliere și informare profesională, până la dezvoltarea și punerea pe picioare și chiar operaționalizarea, deci funcționarea, a 10 structuri de economie socială pe care le veți regăsi în continuare sub formă prescurtată SES, structură de economie socială, care va fi în viziunea proiectului nostru o entitate juridică în măsură să dezvolte o activitate economică pe principiu de piață liberă, dar care are specificul de economie socială. Și o să vedem în continuare despre ce este vorba. Obiectivul specific, ne vom adresa la 145 de persoane vulnerabile, și vom crea 10 noi structuri ale economiei sociale. Durata de implementare a proiectului este de 12 luni, respectiv 29 decembrie 2014, 28 decembrie 2015. Asociația ADL Progres din Piatra Neamț este un ONG înființat în anul 2005 de un grup de membri fondatori care are ca scop principal stimularea dezvoltării comunitare și a grupurilor aflate în dificultate sau care au nevoi speciale.